ortodoxia și eterodoxismul ecumenist. Traian Ciorba, Noradea 2018, editura ediție electronică mirem.ro. Atitudinea Sfinților Părinți față de eretici. Abaterile de la credința în Dumnezeul adevărat au însoțit existența umană de la căderea primilor oameni până în prezent, în timp ce necredința a îmbrăcat multe forme de la socotința deșartă a primilor oameni care în urma ispitirii celui rău au crezut că pot fi egali cu Dumnezeu până la rătăcirile de la adevărul Evangheliei lui Hristos. Diferența dintre necredințele de dinainte de Hristos și cele provenite din abaterea de la adevărul Evangheliei este că cele din urmă sunt păgânisme cu mască creștină. Așa cum ne învață Mântuitorul, de a-ți va greși ție, fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur și te va asculta, ai câștigat pe fratele tău, iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura doi sau trei martori, să se statornicească tot cuvântul și de nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii, iar de nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. De aceea, dacă un drept credincios cade în rătăcire și stăruie în ea, atunci, pentru ceilalți drept credincioși, acela este socotit ca un păgân. Sfântul Ciprian al Cartaginei îi spune între păgâni și pe schismatici, spune Domnul în Evanghelie, iar de nu va asculta nici de biserică să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Iar dacă cei care disprețuiesc biserica sunt socotiți păgâni și vameși, cu atât mai mult trebuie puși în rândul păgânilor, cei care ridică altare false. Sfinții părinți folosesc pentru eretici denumiri care sunt potrivite idolatriilor acestea, găsindu-se în Sfânta Scriptură ca necredincioși, să afară Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel nu-i numește pe păgânii atei și necredincioși în sensul că ar fi lipsiți de credință, ci pentru că o credință deșartă în Dumnezeu care nu ființează. Pseudo-creștinii sunt atei și necredincioși ca unii ce se închină la Dumnezeu, ce nu există, având mintea în munte și nestatornice păreri și închipuiri cu privire la lucrurile care nu există, aceștia fiind adepții unui păgâniți cu mască creștină, un alt termen scripturistic folosit de către Sfinții Părinți pentru credința eretică este ce înseamnă lipsă de evlavie, având și interesul de păgânism sau idolatrie, necredință sau ateism. În încercare de a face credibile rezile pe care le urmează, eterodoxii se folosesc de o mască a adevărului. În ce costă această mască? În primul rând, prin întrebuințarea de către eterodoxi a numărului de creștini, apoi printr-o aparentă susținere a unor adevăruri de credință prin folosirea unor raționamente false. După aceea, în vechime, prin compunerea unor scrieri, un conținut eretic pe care le atribuiau unor reprezentanți de seamă din trecutei bisericii. Sau prin implorarea unor scrieri ortodoxe, normative pentru învățătura de credință ortodoxă în care își strecurau ideile eretice. Iar în prezent, sub pretextul nepresupuse corectitudini, prin cercetări așa zise științifice, scrieri cu autoritate în precizia învățăturii de credință sunt considerate ca fiind false de către așa zișii savanți din sfera eterodoxiei, cu toate că aceștia
sunt lipsiți de înțelegerea duhovnicească, care este necesară pentru cunoașterea acestor scrieri, scrierile Sfinților Părinți, nu pot fi cercetate decât numai în laboratorul duhovnicesc, care este inaccesibil eterodoxilor. De aceea, rezultatele cercetătorilor făcute de așa ziși și savanți sunt lipsite de credibilitate, neavând un fundament duhovnicesc, ci sunt mai degrabă potrivite științe mincinoase pe care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la credință, 1 Timotei 6,20. Eterodoxii, neavând credința în Dumnezeul adevărat și Dumnezei inexistenți, nu sunt și nu trebuie numiți creștini. Chiar dacă spun creștini, sunt numiți creștini de către cei care nu cunosc sau o cunoaștere superficială a învățăturii de credință a Sfinților Părinți. Eterodoxii, pentru că nu sunt creștini, nu sunt frați în Hristos cu cei drept credincioși. Nerudirea duhovnicească în Hristos au parte doar cei care sunt în dreapta credință, cerătăcii neavând parte de o asemenea rudenie, de aceea drept credincioșii trebuie să se osebească de aceștia, chiar dacă printre cerătăciți s-ar afla rudenii de ale lor după trup. Cei credincioși să se îndepărteze și să se ferească, să nu mai cunoască pe rude, pe și pe tatăl, și tatăl să-și repede dragostea față de fiul său și fiul, să nu mai cinstească pe tatăl său și maica să izgonească iubirea față de fiica sa, căci trebuie și se cuvine ca cei ce sunt rătăciți să urmeze și să meargă pe urmele celor ce au mintea sănătoasă. Și nu cei ce au ales să cugete drept să vină după cei nebuni. Acest lucru l-a spus și în alt chip Hristos: cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Așadar, când din pricina evlaviei tale față de Hristos vei tângănui pe tatăl tău, atunci îi vei căpăta ca pe o mare bogăție pe tatăl cel din ceruri. Și dacă părăsești pe fratele tău care ne cinstește pe Dumnezeu, pentru că tu vrei să-L slujești pe Dumnezeu, te va primi pe tine Hristos ca frate al său, că cel ne-a dat nouă împreună cu alte daruri și pe acesta voi vesti numele tău fraților mei. Psalmul 21:23. Vei afla atunci rudenii multe și strălucite, mulțimea sfinților. Pseudo-creștinii nu urmează Evanghelia lui Hristos, ci sunt propovăduitorii unei alte evanghelii care e falsificată. Aceștia au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună, Roman 1:25, și țin nedreptatea drept adevăr. Roman 1:18. De aceea se află sub anatema dată de Sfântul Duh prin Sfântul Apostol Pavel. Chiar dacă noi sau un înger din cer va vesti altă evanghelie decât aceea pe care m-a vestit-o, să fie anatema. Galateni 1:8. Sfinții părinți, din iubire de adevăr și din iubire de aproapele, au vădit rădăcirile de credințe eterodoxe, dând la o parte acel adevăr ortodox, prin care este ascunsă urățenia doctrinilor eretice, arătându-i pe eterodoși ceea ce sunt atei și necredincioși, pentru ca drept credincioși să se ferească de comuniunea cu eterodoxii, dar și pentru a le face cunoscut celor rătăciți în credință ateismul din doctrinile lor pseudo-creștine, pentru ca aceștia să părăsească necredința și să vină la biserica adevăratului Dumnezeu. Sfântul mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, anul 107.
sau de cedat 107. Ucenic al Sfinților Apostoli, cu ce consideră eretic pe cel care strică, prin o rea învățătură, credința lui Dumnezeu. Pe eterodoxi și docheți îi numește atei și necredincioși, după cum spun păgânii, adică necredincioși. Hristos a pătimit în aparență, ei trăind în aparență. Hristos a pătimit cu adevărat, nu cum spun unii necredincioși, că a pătimit în aparență. Eterodoxii își spun creștini și fățărnicesc dreapta credință pentru a înșela pe cei de credincioși, eretici pentru a părea vrednici de crezare, amestecă pe Iisus Hristos cu propriile lor gânduri, întocmai ca cei care dau băuturi otrăvitoare, amestecate cu miere și vin, cel care nu își ia cu plăcere băutura otrăvitoare și moare din pricina celei rele dulceți. Sunt unii oameni care obișnuiesc să poarte numele de creștini cu viclenie condamnabilă, făcând și alte fapte nevrednice de Dumnezeu, de aceștia trebuie să fugiți ca de fiare, pentru că nu sunt câi, pentru că sunt câini turbați care mușcă pe furiș. Trebuie să vă feriți de ei, că mușcăturile lor sunt greu de vindecat. Să nu te superie cei care par vrednici de credință, dar învață învățături străine. Sfântul Mucenic Policarp, episcopul Smirnei, anii 70-156, ucenic al Sfântului Apostol Ioan, povățuiește pe credincioși să se ferească de pseudo-creștini, fiți răvnitori spre bine, fugind de zminteli, de frați falși, de cei ce poartă cu fățărnicie numele Domnului și care amăgeți pe oamenii ușor la minte. Sfântul Mucenic Irineu, episcopul Lionului, 202, ucenic al Sfântului Policarp al Smirnei, spune că ereticii nu cred în adevăratul Dumnezeu, ci în altul. Având credința și într-un alt Hristos, orice schimbare în cele ale credinței și orice și-ar imagina ei, vorbește despre alt Dumnezeu în afara celuia care a conceput, creia și providențiază acest univers, adică dacă acesta nu e suficient pentru ei, să vorbesc despre alt Hristos sau un alt nou născut, sau un alt unul născut. Sfântul Mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei, anii 200 până 258, crede, la fel ca Sfântul Irineu de Lyon, că ereticii au credința în Dumnezeu și Hristos și mincinoși, înșurind toate rezile și prezentând absurditățile și nebunile fiecăruia, pentru că nici nu-mi face plăcere să spun ceea ce este îngrozitor sau rușinos de știut. Ne ocupăm deocamdată numai de Marcion. Oare Marcion admite această Sfântă Treime supăvuții de biserică? Oare mărturisește același Dumnezeu, Tatăl a toate Făcătorul pe care mărturisim noi? Recunoaște pe același Fiu, Hristos, născut din Fecioara Maria, cuvântul care s-a născut, care s-a făcut trup, care a luat asupra sa păcatele noastre, care a învins moartea murind, care a început prin el însuși învierea trupurilor și care a arătat ucenicilor săi că a înviat în același trup în care trăise, cu tot în altă credință lui Marcion, dar și al celorlalți eretici, ceea ce înseamnă că ortodoxii nu au în comun cu ereticii nici pe Tatăl, nici pe Fiul, nici pe Sfântul Duh. Ereticii nu sunt creștini, dacă ar avea aceeași credință cu cei drept credincioși, atunci n-ar mai fi trebuit numiți eretici și creștini. Dacă este unul și același cu al nostru botezul ereticilor, fără îndoială și credința este una, iar dacă una este credința de bună seamă, unul este și Domnul, dacă însă această unitate, care nu poate fi despărțită și împărțită în niciun chip, peste ea însăși și la eretici, pentru ce să mai ne certăm?
pentru cei numim pe aceia eretici nu creștini, pe de altă parte de vreme ce noi și eretici. Nu avem niciun singur Dumnezeu, niciun singur Domn, nici o biserică, nici o singură credință, dar nici un singur Duh sau un botez singur trup. Dar nici un singur Duh sau un singur trup este limpede că nu putem avea nici botezul comun cu ereticii, cu care nimic nu este în comun. La eretici nu este nimic altceva decât credință. Prin credință, înțelegându-se păgânismul, mai mult îi spune, îi pune și pe schismatici între păgâni. Schismatici sunt deopotrivă cu păgânii. Ereticii, chiar dacă ar fost uciși în numele credințelor, nu-și vor spăla nici cu sângele lui, nici cu sângele greșelile. Nu poate fi martir cel ce nu este cu biserica, nu intră în împărăția cerurilor. Cel ce a părăsit biserica, locțitoare pe pământ, a împărăție cerești, chiar dacă vor arde pe rug sau vor fi dați fiarilor sălbatice, aceia nu vor fi coroana credinței, ci pedeapsa trădării și nu sfârșitul glorios al celui cu virtute religioasă, ci moartea din disperare. Unul ca aceștia poate fi ucis, dar nu poate fi încoronat, mărturisește că e creștin, ca și diavolul care adesea aminte că e Hristos, căci însuși Domnul ne atrage luarea aminte și zise, căci mulți vor veni în numele meu spunând, eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor înșela, Matei 24:5. Sfântul Atanasie cel Mare, 295-373, ucenic al Sfântului Antonie cel Mare, la fel ca Sfântul Irineu de Lyon și Sfântul Ciprian al Cartaginei, afirmă că ereticii au credința în alți Dumnezei, nu în cel adevărat. Manihei își plăzmuiesc un alt Dumnezeu, tăgăduindu-l pe cel existent, dar să audă și celelalte erezii, împreună cu maniehii că unul și același este Tatăl lui Dumnezeu, și stăpânul și făcătorul zidirii prin fiul său. Pseudo-creștinii sau criptopăgânii sunt și cei care tăcesc de la dreapta credință în privința dogmei cristologice. Cum oare mai sunt creștini cei ce inventează un alt Dumnezeu decât cel ce este? Heterodoxi arieni nu sunt altceva decât păgâni care ocolesc numele de elini păgâni pentru tăcirea fără de minte a celora, dar își însușesc pe ascuns o cugetare asemenea lor, cel care urmează erezie de ateu și necredincios, cei care se abat de la învățătura drepte credințe a bisericii, nu sunt și nu pot fi numiți creștini. Predania cea de la început și învățătura și credința bisericii universale pe care a dat-o Domnul, a propovăduit apostolul și a păzit-o părinții pe ea, se întemeia biserica și cel ce cade din ea. Nu mai este și nu se mai numește creștin. Eretici trebuie să poarte numele ziarhilor pe care urmează noi toți, sfinți și numindu-ne creștini, de la Hristos odinoară a fost scos dintre noi, Marcion care a născocit o erezie și cei ce au rămas cu cei ce l-au scos pe acela, au rămas creștini, iar cei ce au rămas cu Marcion nu s-au mai numit creștini, ci marcioniți. Așa și Valentin și Vasilide și Maniheu și Simon Magul au dat celor ce i-au urmat numele lor. Și unii se numesc Valentinieni, alții Vasilinieni, alții Manihei, alții Simonieni și alții Frigieni de la Frigia. Și Novațien de la Novat, așa și Meletie scos de Petru, episcopul și martirul a murit pe ai săi, nu creștin, ci meletien. La fel și fericitul Alexandru scoțând pe arie, cei ce au rămas cu Alexandru au rămas creștini, iar cei ce au ieșit împreună cu arie au părăsit numele Mântuitorului.
pe care îl avem noi. Și-au și s-au numit arieni, iată deci, că și după moartele Alexandru, cei ce sunt în comuniune cu Atanasie, care au urmat lui și cu care a rândul său în comuniune, Atanasie însuși, au același numere de creștini. De creștini, și niciunul dintre ei nu are numele lui Atanasie, nici nu se numește de la ei, ci toți se numesc mai departe în chip obișnuit creștini. Ereticii în mod fățarnic se prezintă pentru a fi creștini, cu scopul de a înșela și de a aduce și pe alții la tăcire. Una dintre aceste erezii și cea din urmă, cea numită Ariana, ea e plină de viclenie și de uneltire, de aceea văzând cum alte erezii, surori mai bătrâne ale ei, a fost date pe față, se îmbracă în chip prefăcut, în cuvintele ale Scripturii, ca și tatăl lor, ca și tatăl ei diavolul, și se silește să intre, iarăși în raiul bisericii, cadându-și învățișarea de creștină, să înșele pe vreunii ca să cugete contrarul lui Hristos, prin aparența de adevăr a unor raționamente mincinoase, căci nu e în ea nicio judecată dreaptă, și de fapt au și amăgit pe unii, făcându-i nu numai să-și plece urechea la cuvântul lor stricăcios, ci și să ia și să guste ca Eva, apoi și apoi să se cotească din nepricepere ceea ce e amar ca dulce. Isaia 5:20. Ereticii folosesc un limbaj ambigu pentru a-și ascunde rătăcirea, în credințe cunoscându-și urățenia cugetării. Lor nebune se silesc să înfrumusețeze prin neclaritatea vorbilor. Sfântul Grigorie de Nazianz, între 29-390, la fel ca Sfinții Părinți de dinainte, folosește pentru eretic termenul de ateu. Ereticul se află în ateism, nu are credință în adevăratul Dumnezeu, fiind mai necredincios decât demonii, mai bine ți-ar fi fost să fi tăiat împrejur și demonizat, pentru ca să spun ceva chiar de râs, dacă să fii sănătos și cuprins de viclenie și de ateism. Necredincioșii nu sunt doar păgânii și iudeii care n-au primit credința în Hristos, ci și ereticii. Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același. Evrei 13:8. Pricina de scandal se găsească în aceasta, iudeii, păgânii, prilej de bajocoră, iar ereticii să spună palavrele din gurile lor. Vor crede în Hristos când îl vor vedea înălțându-se la cer, iar dacă nici atunci, singur când îl vor vedea, venind din cerul și șezând ca judecător. Nu sunt puține rătăcirile celor necredincioși de care trebuie să se ferească drept credincioșii. Foarte multe sunt devierile de la calea nerătăcită și rânduită, toate duc în prăpastia pierzanii, în care stricătorul, demon, a părtit chipul lui Dumnezeu, ca intrând pe aici să separe mințile, nu limbile, ca odinioară, Dumnezeu. De aici vin bolile domnilor. Păgânii cei care nu cunosc nimic dumnezeiesc sau numai mișcare de care e generat și purtat acest univers, care introduc o mulțime de zei în locul unuia singur și gan înaintea celor plăzmuite de ei. Înșiși, iudeii, cei care fiind poporul ales al lui Dumnezeu, l-au răstignit pe Fiul în cinstea Tatălui, cât sunt evlavioși în porunci mici, care tăgăduiesc pe îngeri, Duhul și învierea și scrierile profeților, cei care îl cinstesc pe Hristos în umbrele legii, gnostici, cei care cinstesc naturile veșnice și eonii, cei care atribuie Vechiul și Noul Testament la doi zei. Cei care cinstesc rău Duhului Montan sau înălțare de șarta mândriei lui Novațian,
sabelieni cei care contrag. Treimea necurgătoare, cei care ies cu multe capete ale imtietății, produse de o singură hidră. Pneumatomahii, cei care îl așează numai pe duhul de parte creației, arienii, cei care îl adaugă duhului și pe fiul, apolinariștii, cei care spun că ceea ce este mântuit nu este desăvârșit, ci e lipsit de minte. Căci acestea, păgânismul, iudaismul, gnosticismul, ereziile antitrinitare și cristologice sunt într-un cuvânt tăierile drepte credințe și mamele celor absurde. Dreptcredincioșii trebuie să se osăbească de cei necredincioși, deoarece aceștia, din urmă, având o credință rătăcită, sunt străini de adevăratul Dumnezeu, căci ce poartă are un credincios cu un necredincios? 2 Corinteni 6:15. Așa cum ne învață Mântuitorul, nu să cotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe norul de soacra sa și dușmanii omului, caznicii lui. Cel ce iubește pe tatăl, pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu, ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Matei, capitolul 10, versetele 34 și 35. Prin cuvântul sabie, Sfântul Grigorie înțelege tăierea pe care o face cuvântul, care desparte ce este mai rău de ce este mai bun și care taie, despărțind între ei, pe cei pe credincios și pe necredincios, și care ridică pe fiu și pe fiică și pe nor deasupra tatălui și a mamei și a soacrei și pe cele noi și proaspete, de cele vești întunecate. Pentru Sfântul Vasile cel Mare, în 330-374, dogmele ereticilor sunt ateie, prin aceasta punându-i de partea necredincioșilor, pe cei care urmează unor asemenea dogme, sunt unii care s-o conțin nevrednic să urmeze părinților și învățătorilor predate de ei, doresc să înceapă înșiși erezii, de aceea scornesc inovații față de cuvântul drept, scriindu-te-o răutate și necuvință. La aceștia ajung vaiurile, la părinții cu noastre mincinoase și la sfiitorii de învățături nedumnezeiești, unii ca aceștia îi apucă pe cei săraci în credință și stăpânesc asupra sufletelor văduvite de adevăratul mire cuvântului Dumnezeu, căci chiar dacă văd pe cineva rămas orfan față de Dumnezeu din pricina păcatului și le fac pe acesta pradă promițându-le celor prinși, lipsă de deplină de teamă și așternându-le înainte o viață în plăcere, doar dacă care acceptați alăture învățătorilor lipsite de Dumnezeu. Ereticii sunt închinători la idoli, neamurile diavolului, dușmanului Dumnezeu, arienii se închină la mai mulți Dumnezei, iar ereticii eunomienii au dogme necredincioase, apropovăduire vicleană și ateie. Și sunt închinători la idol, de aceea nu sunt și nu se pot număra printre creștini. Ereticii sunt creștini. Ereticii nu sunt creștini, ci s-au ascuns. Sunt numele de creștini. Ereticul introduce în biserică învățătura ce are ea, substraiere creștinismului. Pe cei mai neînvățați îi amăgește, printr-o vorbire convingătoare, astfel bisericii întregi au pierit lovindu-se de momerile ereticilor ca de niște stânci și mulți au naufragiat de la credință. Sfântul Amfilohie de Iconium, anii 340-403, pune pseudo-creștinismele pe aceeași treaptă rătăcirii cu idolatria, așa cum mai înainte îi numise pe idolii Dumnezeu, tot astfel și acum le numește pe multe erezii biserici.
Mai mult, dacă trebuie spus adevărul, îi ridică la rang de idol ai bisericilor, pe cei ce se supun lui diavol, se supun, adică diavolului, și renunță la Hristos, pentru că, după cum atunci îi îndepărtează de Dumnezeu, prin așa zi și Dumnezei, la fel și acum se separe neadevărată biserică, prin așa numitele biserici, ceea ce înseamnă că așa numitele biserici ale ereticilor nu se deosebesc fundamental de adunările păgânilor, iar Dumnezeii și Hristoși la care se închină aceștia nu diferă de Dumnezeii lipsiți de existență ai idolatriilor. Hristos a venit pentru mântuirea oamenilor, pentru aducerea celor necredincioși la credința adevărată. Pe când ereziile apărute după întemeierea bisericii sunt căi prin care oamenii sunt întorși de la credința adevărată la necredință, înstrăinându-i de biserica lui Hristos. Masca creștină a ereziei are scopul de a ascunde blasfemia din doctrina eretică, ridică masca ereziei ca să se vadă jocul ipocriziilor, arată că din această pricină tot folosesc numele de creștin ca să ascundă hula alegerilor. Eretici caută să înșele pe cei simpli în credință prin abilitatea formulărilor și eleganța vorbelor. Își ascund mușcăturile veninoase, furând mântuirea celor ce sunt mai simpli. Pentru aceasta, făcând uz și descrieri ale unor tradiții false, dacă socotim că drept este să dăm în vicleag toată lipsa de lor de evlavie și să facem public rătăcirea lor, pentru că se folosesc de niște cărți ce poartă semnătura apostolilor și prin care înșală și pe cei ce sunt mai simpli, vom arăta că aceste cărți pe care ne reprezintă apostații bisericii nu sunt faptele apostolilor, ci niște scrieri ale demonilor. Sfântul Chiril al Ierusalimului, 313-386, socotește că erezia este lepădarea de credință. 2 Tesaloniceni 2 cu 3, ereticii sunt pseudocreștini, cei numiți în chip fals creștini care în chip rău și-au luat în numele cel prea bine milositor al lui Hristos și au îndrăznit păgânește să înstrăineze pe Dumnezeu de făpturile sale. Vorbesc despre eretici, cei cu nume urât și fără de Dumnezeu, care se prefacă sunt iubitori de Hristos, dar sunt cu totul urâtori de Hristos. Ereticii caută să înșele pe cei simpli în credință, ereticii măgesc inimile celor simpli, prin vorbe bune și plăcute. În aparență, ei acopere cu numele lui Hristos, ca prin miere săgețile veninoase ale învățăturilor necredincioase despre toți aceștia. Domnul spune, vedeți să nu vă înșele cineva. Matei 24,4. Din pricina aceasta se impune învățătura simbolului credinței, ca și tălmăcirea lui. Sfântul Epifanie al Salaminei, 315-403, în scrierea antieretică numită Panarion, a făcut o listă a celor care nu cred în Dumnezeu adevărat, alături de vechii păgâni, punându-i pe cei care prin erezie au apostat de la dreapta credința Bisericii lui Hristos. Eretice se împotrivesc bisericii, împotriva ei, bisericii s-au ridicat cumpliți dușmanii numiți caznici. Matei 10 cu 36, ereticii care nu au credința adevărată a apostolilor Domnului, căci dacă ar fi fost, dintre ei lor ar fi rămas cu ei. 1 Ioan 2 cu 19. Dar fiind bastarzi și amestecători, iarăși s-au aprins de poftă ce rea de a mânca pești și smochini egiptene. Sfântul Ioan Hristostom, 344-407, îi numește pe eretici dascăl mincinoși. Lipsiți de Dumnezeu,
necredincioși, având o credință păgână, ei introduc în domnele bisericii creștine absurditățile eline păgâne. Erezia este minciună care este ținută de cei rătăciți în loc de adevăr, prezentă fiind în această lume de la căderea primilor oameni, continuând cu Vechiul Testament, cu vechiul păgânism, apoi cu rătăcirile de la adevărul Evangheliei. Dacă se necăjește cineva astăzi de existența ereticilor, să se gândească la faptul că dintr-un început s-a petrecut din acestea, diavolul pur era furișând minciuna în locul adevărului. Dumnezeu dintr-un început a făgăduit cele bune, dar a venit și diavolul cu făgăduințe. Dumnezeu a sărit paradisul, dar diavolul a mugit-o pe Eva, zicând: veți fi ca Dumnezeu, facerea 3:5, fiindcă nu dovedea cu nimic prin fapte, el se legăduiește cele mari prin cuvinte, căci astfel spun, sunt înșelătorii. După aceasta a fost Cain și Abel, apoi fiul lui Seth și fetele oamenilor, Ham și Iafet, Avram și Faraon, Iacob și Isav, și așa se mai continuă până la cea de pe urmă, Moise și magii, prorocii și pseudo-prorocii, apostoli și pseudo-apostoli, Hristos și Antichrist, deși mai înainte și după aceea, aceleași au fost. Atunci a fost Teudas, atunci Simon, atunci și apostolii, precum și cei de pe lângă Ermogen și Figel. Deci nu a fost timp când diavolul să nu fie furișat minciuna în locul adevărului, prin urmare să nu ne necăjim pentru aceasta, căci dintr-o început s-a petrecut așa. De aceea zicea apostolul, și aceasta ca să știți, că în zile din urmă vor veni vremuri grele, că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste. 2 Timotei, capitolul 1, versetele 2 și 3. Ereticii nu sunt creștini, sunt lipsiți de Dumnezeu și necredincioși răucredincioși, ce fățărnicesc dreapta credință. Ereticii poartă o mască creștină, își pun această mască spre a înșela astfel pe cei simpli. Ereziile nu sunt ușor de demascat, mare este lupta și mult cuvântul, ca să dezgolim și să doborâm necuratele dogme ale acestora. Dar pentru acum e de neapărată trebuință să înfățișăm din Sfintele Scripturi pe aceștia ca dușmani ai lui Hristos și lupi față de turma lui, care pe tutindeni sunt alungați și scoși dintre oile lui Hristos. Pentru Sfântul Isidor, Pelusiotul, 360-440, termenul de erezie, este unul de obște pentru pseudo-creștinisme și pentru vechiul păgânism. Toate acestea se potrivesc bisericii. Sfântul Chiril al Alexandriei, 379-444, îi pune pe eretici, între necredincioși, erezia fiind necredință, este împotrivirea față de adevărul afirmat de Scripturi. Ereticii, la fel ca păgânii, sunt urători de Dumnezeu și bolesc de aceeași obrăznicie împotriva sfinților. Eterodoxii arieni sunt idolatri, ruciune este idolul plăzmuit în chip de Dumnezeu, așa împlăzmuiesc și aceea pe Fiul, împodobindu-l cu o slavă solicitoare și de formă dumnezeiască, dar neadevărată, dându-i un chip asemănător cu Dumnezeu, prin numiri mincinoase și termeni pretinși dumnezeiești, introduc un Dumnezeu fals și recent, sau zugrăvindu-și lor un Dumnezeu recent și nou, în loc să-L cunoască pe cel cu adevărat. Prin fire, nici adepții rezilor cristologice
Nu sunt creștin, ci dintre cei care par a fi creștini, pseudo-creștinismele, la fel ca și necredințele, idolatre, nu la pierzanie veșnică pe cei ce le urmează. Domnule deșartă la celor rătăciți, ereticilor și povești trebăbești ale slujitorilor de idoli, ne-a prin flăcările veșnice. Eretici amăgeți mintea celor mai simpli și răpesc pe cei ce nu sunt în stare să pătrundă, în mod precis, dincolo de cele prezentate cu viclenie și născocite prin, cu perversitate. Sfântul Maxim Mărturisitorul, 580-622, asemeni celorlalți sfinți părinți folosește termenii de ateism și necredință pentru ereziile antitrinitare și cristologice, întrebuind în acest sens și pe cel care semnifică lipsa de evlavie, sinodele ereticilor, toate au fost condamnate pentru ateismul împioaselor dogme ratificate de ele. Monofizismul lui Sever de Antiohia întărește polietismul arian și ateismul sabelian. Ereziarhii hristomahi și-au împărțit între ei necredincioșia apolinarie împreună cu Eutihie și cu Nestorie. Sfântul Ioan Damaschin, 675-749, în scrierea despre erezii numește erezii atât credințele pseudo-creștine, cât și pe cele păgâne, necredința ereticilor și păgânilor este credința într-un Dumnezeu fals, inexistent necredința, este atunci când cineva, în loc de să creadă și să le iubească, pe cel ce este după fire Dumnezeu, crede într-un Dumnezeu ce nu există. Numește credința monofizită ateism, tocmai pentru că Dumnezeul din această credință nu există. Sfântul Teodor Studitul, 759-826, consindere că sfintele taine săvârșite de eretici nu se deosebesc de jertfele păgânilor. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nici nu puteți să împărtășiți de masa Domnului și de masa dracilor. De aceea creștinii trebuie să se ferească de comuniunea cu ereticii la fel ca de cea cu idolatrii, cele ce jertfezi neamurilor, jertfezi demonilor și nu lui Dumnezeu. Și nu voiesc ca voi să fiți părtași ai demonilor. Nu puteți să beți paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți să împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor. 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 19 până la 21. Sfântul Fotie cel Mare, 820-891. Înțelegere erezia ca fiind ateism. Filicue este o dogmă a necredinței. Sfântul Simeon, nou teolog, 949-1022, spune despre adepții ereziilor antitrinitare și cristologice că sunt necredincioși și atei. Sfântul Grigore Palama, 1296-1355, numește rătăcirea filică necredință, iar erezia harului creat polietistă și ateie. Sfântul Filotei Hochinos, 1995-1379, împarte necredința în vechiul ateism, care este idolatria păgână, și în noul ateism, idolatria pseudo-creștinismelor, chiar după credința grecilor și slujirea creatorilor diavolești, și de bună seamă chiar tirania și silnicia demonică, împotriva oamenilor a fost prea frumos izgonite de pecetea lui Hristos prin Sfinții Apostoli. Prigonitorul găsește altă cale ispitirii, de acum nu în libertate, căci nu mai avea loc pentru asemenea înfruntări, fiind de peste tot izgonit și învins, ci prin vicleșug aducând iarăși polietismul și ateismul pe care dintr-un început le-a pus la cale, sus în rai împotriva întâilor plăzmuiți, și tiranizând cu acestea multă vreme seminția noastră.
s-a străduit să tragă iarăși la sine credința și cinstirea datorate lui Dumnezeu, fără a se înfiora, nerușinatul de crucea și sângele lui Hristos, prin care a fost destrămată tirania, chiar și după înfrângerea dracului mai tresată din coadă, ridicându-se cu cea mai mare neșelușinare, smintitul și ateul, de bună seamă pentru răzbunare și luptă. Și acesta este chiar tirania celor merele rezii, împotriva Bisericii lui Hristos, și prin gonirea zadarnică credinței de după unii ca Nero și Traian și Decius, ori Diocletian și Maximinian, și Maxim, care a fost în fruntea celor cele din tâine credințe și a celei din tâi ateism, și mă refer la sabelieni și arieni, macedonieni și apolinariști, sculați împotriva noastră ca luptători, în cel de-al doilea ateism și prigonitori ai Bisericii lui Hristos, cu nimic mai puțin decât aceia din tâi, dacă nu chiar cu atât mai mult, cu cât falși hristoși, pseudo-creștinii, spune el, care purtau numele lui Hristos, împotriva celei de-a doua necredințe și a celui de-al doilea ateism, apare din această doua chemare și apostolatul și propovăduirea din nou a Evangheliei. Și mă refer la corul părinților teologi, a apostolilor după apostoli și a evangeliștilor după evangeliști, a teologilor după teologi, Petru și Ioan, care sunt socotiți și sunt cu adevărat stâlpi ai Bisericii lui Hristos, și al treia împreună cu ei Pavel de ofire și de o cinstire, chiar dacă mai în urma lor, în privința timpului, noul și ciudatul ateism, ba mai mult purtând în numele lui Hristos, vrăjmașul lui Hristos și ai Bisericii lui ședeau, să dea un creștin și mai degrabă în cei mai simpli și nepricepuți, înfruntarea și punerea sub semnul întrebării adevărului. De aceea corifeii aduceau toată lupta pentru cuvântul învățătorilor, ceea ce am spus și trebuia să învețe același lucru și pe cei apropiați și să-i convingă și să-i atragă la credința și să îndepărteze tot ce este la străin, mai mult să-i combată pe fruntașii de învățători care înălțau blasfemii. De la credință, cele ale necredincioșilor, fie multe atât noi cât și vechi, împotrivitoare adevărate noastre credințe, eretici antitrinitari sunt atei, necredincioși, la fel fiind și cei ce urmează ereziilor hristologice, de partea rătăcirii sunt și cei care cred în harul creat, aceasta fiind o necredință a celor ce au o cugetare păgână. Sfântul Marcu al Efesului, 1394-1446, este singurul care ne-a trădat dreapta credință în sinodul de la Ferrara, Florența, mărturisind pe adevăratul Dumnezeu în fața necredincioșilor papistași. Pentru Sfântul Marcu, eretic este și se supune legilor împotriva ereticilor, cel care fie și puțin se abate de la dreapta credință. Papistașii sunt eretici, deoarece cugete lucruri absurde și necredincioase. Sunt pseudo-creștini, sunt luptători împotriva Duhului. Despre erezia Harului Creat spune că este păgână și atee, dacă prin zidire ne îndumnezeim, atunci zidirii și slujim. Dar lucrul acesta este elinesc, păgân și cu totul fără de Dumnezeu. Cu toate că Sfântul Marcu s-a delimitat clar față de credința falsă a papistașilor, ecumeniștii susțin că acesta n-ar fi fost atât de categoric în acest sens și aduc ca dovadă cuvântarea Sfântului către Papă la începutul sinodului de la Ferrara.
un ecumeniști sunt de părere că Sfântul Marcu ar fi susținut nici mai mult, nici mai puțin identitatea dintre ortodoxă și erezia papistașă. Însă realitatea este cu totul alta. Porucește să fie înăturată toată piedica și potigneala care oprește pacea. Spune și tu însuți, vestitorule, teologilor tăi, ca un următor al lui Dumnezeu, faceți căi poporului meu și aruncați din cale pietrele. Isaia 62:10. Până când cei ce sunt ai aceluiași Hristos și aceleiași credințe o să ne încăierăm și o să ne măcărim unii pe alții, Domnul Împăciuitor, care reiese în această cuvântare a Sfântului era firesc, la începutul dezbaterilor ce aveau să urmeze, scopul sinodului fiind de conciliere între părți, este însă evident că Sfântul Marcu, deși folosește expresia aceleași credințe, nu include în ea dogmele eretice papistașe în aceste dogme false, constând toate piedica. Ce trebuie înlăturată pentru a se putea ajunge la pace, cea mai mare piedică fiind filioque. De ce este atâta înveșunare pentru această nouă adăugire în crez, care tăia și a sfârșit și a sfârșiat trupul lui Hristos și a despărțit prin păreri diferite atâta vreme pe cei numiți cu numele Lui? De ce am disprețuit pe părinți, cugetând și zicând altele decât predanile lor comune? Pentru Sfântul Marcu, papistașii sunt creștini și au aceeași credință cu ortodoxii numai dacă renunță la dogmele eretice. După cum spune și despre episcopul Romei, și noi să cotim pe papă ca pe unul dintre patriari și aceasta dacă este ortodox. Altfel, dacă ortodoxii ar avea aceeași credință cu papistașii, iar aceștia din urmă, așa cum afirmă Sfântul Marcu, în scrierile sale sunt eretici, atunci ar reieși că și ortodoxii ar fi părtași la credința eretică a papistașilor. Sfântul Marcu, prin împotrivirea față de credința eretică a papistașilor, nu-și combate propria credință, deoarece nu este aceeași cu acelora. Pentru el, cele două părți sunt ireconciliabile, dacă apusenii nu renunță la dogmele false. O sinteză este exclusă, chiar dacă este posibil să se găsească denumire de mijloc pentru nouă credință, pentru două credințe, care le se reindice pe amândouă cu același nume, însă o credință de mijloc a două credințe contrare referitor la același lucru este cu neputință să fie. Admitere și într-adevăr și minciună va fi ceva de mijloc și între afirmație și negație, însă nu se poate așa ceva. Ecumenismul, ecumeniștii ortodoxi resping poziția sfinților părinți față de eretici. Ortodoxii care au devenit ecumeniști urmând pseudoteologie ecumeniste, care este de proveniență protestantă, ostilă sfinte tradiții, s-au dezis de poziția sfinților părinți în privința ereticilor, considerând-o retrogradă cel mai însemnat motiv al ecumeniștilor în contestarea atitudinei antieretice a Sfinților Părinți este că ar fi străină de dragostea creștină. E inadmisibil să trecem pe cei de altă confesiune în rândul păgânilor, negarea calității de creștini credincioșilor celorlalte confesiuni e cu totul străin de iubirea creștină. Pentru aceștia, Sfinții Părinți, datorită lipsei de iubire frățească, i-au scos pe eretici din comuniunea bisericii. Ecumeniștii ortodoxi, în noul climat de iubirism ecumenist, nu mai consideră pe neortodoxi eretici și nu mai au față de aceștia o învățătură polemică și antagonistă. Aceștia susțin că în trecut dezacordul dogmatic era însoțit de polemica măscută din ură. Pe când azi se încearcă aflare de soluții.
dialogând cu dragoste despre diferențe doctrinare, că diferite confesiuni predeasupra prăpăstilor deosebirilor dogmatice, cultice, au tras punțile de aur ale iubirii. Potrivit acestora, credincioșii diferitelor confesiuni, în pofida diferențelor dogmatice dintre ei, au credința în același Dumnezeu. În mediul ecumenist s-a ajuns să se afirme că Sfinții Părinți ar fi avut această atitudine față de eretici pentru că au fost înșelați de diavol. Doamne, iartă-mă! Ce aberații! Ce aberații! Acei dintre părinții noștri de la care am moștenit despărțirea aceasta au fost victimele nefericite ale șarpelui, care este capul tuturor relelor. Ei se găsesc deja în mâinile lui Dumnezeu, dreptul judecător. În realitate, ereziarhii au fost cei care, sub influența șarpelui, au provocat izbinarea prin răul ereziilor pe care le-au gânduit și promovat, pe când Sfinții Părinți, cu ajutorul lui Dumnezeu, au respins acel rău cauzat de ereziari, delimitându-se de ei și de acoliții lor, ca de unii care nu cred în adevăratul Dumnezeu și care nu mai sunt ai Bisericii lui Hristos. Iar acum, mulți antichriști s-au arătat, dintre noi au ieșit, dar nu erau de-ai noștri, căci de-ar fi de-ai noștri, ar fi rămas cu noi, și ca să arate că nu sunt toți, de aceea au ieșit. 1 Ioan 2, 8 și 19. Ecumeniști ortodoxi susțin că în atitudinea față de ortodoxi trebuie să fie în toată iubire, însă o astfel de iubire, prin care se ignoră adevărul de credință, este o iubire mincinoasă, iubire pe care ecumeniști ortodoxi, urmând-o s-au întors împotriva Sfinților Părinți. Acești ortodoxi n-au înțeles că Sfinții Părinți, nu din lipsă de iubire, de aproape i-au repudiat pe eretici, ci pentru că nu trebuie făcută nici o concesie celor care se împotrivesc credinței și adevărului. Pentru că biserica trebuie să rămână fără pată dogmelor eretice, certarea celor tăcii s-a făcut din dragoste pentru adevăr și din dragoste de aproapele pentru că heterodoxii să se lepe de erezii și să-și însușească adevărată credință, pentru că numai prin bună înțelegere adevărului, din revelație omul poate ajunge la adevărata dragoste, prin care faptele raționale se unesc cu Dumnezeu. Ecumeniști ortodoxi se pare că au uitat și de cuvântul Sfântului proroc David, certamă-vă dreptul cu milă și mă va mustra, Psalmul 145. E urmând unde e false iubiri, care este păgubitoare pentru mântuirea lor. Și aproape lui despre care îi susțin că e vorbinele. Doctrina ecumenistă la care s-a făcut părtași unii ortodoxi nu este în acord cu învățătura Sfinților Părinți. Ori dezacordul cu ei, cu Sfinții Părinți, este abatere de la dreapta credință, iar cu acordul cu ei garantează unitatea de credință. Dacă pentru Sfinții Părinți ereziile înseamnă un nou păgânism, ateism, necredință și pseudo-creștinism, pentru ecumeniștii ortodoxi, ereticii sunt creștini, iar deosebirile dintre ortodoxie și ateismele pseudo-creștinilor ele relativizează, ajungând să ne confunde pe Dumnezeul adevărat cu Dumnezeu lipsit de ființă ai ereticilor, și pe adevăratul Hristos cu Hristos inexistenți ai acelora. Dacă Sfinții Părinți au nevoit să apere ortodoxia, dând la o parte măștile ereziilor arătând învățăturile răucredincioase din spatele acelor măști, pentru a-i feri pe drept credincioși de rătăcirea în credință, dar și de a face pe eterodox să înțeleagă că se află în afară căii care duce la mântuire, ecumeniștii ortodoxi, potrivit lozincii, ceea ce ne unește este mai important
decât ceea ce ne desparte, văd în măștile respective un minimum dogmatic ce unește. Ca cel minim dogmatic ar fi mai important, ignorând învățăturile rătăcite, prin care pseudo-creștinii sunt străini, față de Dumnezeu, de adevăratul Hristos. Acești ortodoxi, în loc să combată dogmele false, din credințele reților le trec cu vederea sau chiar le sprijină, împotrivindu-se prin aceasta celor spuse de Sfântul Maxim Mărturisitorul. Un lucru îl voiesc de la voi și vă rog să fiți aspri și neîndurați față de orice ar putea să ajute la menținerea credințelor nebunești, cei care s-au lepădat de poziția antieretică a Sfinților, părinți se împotrivesc prin aceasta lui Hristos. Cel ce vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cel ce vă disprețuiește pe voi, pe mine mă disprețuiește. Matei 10 cu 40, Luca capitolul 10 cu 16. Este limpede și evident că acela care nu primește pe apostoli, pe proroci și pe învățători, cine se cotește expresiile și glasurile lor, acela disprețuiește pe însuși Hristos. Acei ortodoxi care au devenit parte a mișcării ecumenice, acceptând relativismul dogmatic impus de protestanți în organizații ecumeniste, s-au întors împotriva propriilor credințe.